acum mai departe, spunându-vă că în anul 1981 a luat ființă ansamblul Izvoraș. Întemeiatoarea acestui ansamblu este profesor de muzică și de istorie și a luat doctoratul la București în etnografie și folclor cu domnul Brăiloiu și este interpretă a cântecului autentic din nordul Bucovinei. Domnia sa interpretează cântece culese sau compuse chiar de ea și păstorește niște tineri frumoși pe care îi vom prezenta acum, fete care fac școala în limba română, domnule Zecre, m-am asigurat în culise de acest lucru și trebuie să mă dau așa din casă și să vă spun o mică picanterie, că una din fetele care va evolua în fața dumneavoastră, Mădălina Agostinean, este nepoata lui Ilie Caraș și iată că doamna Victoria Costinean, cea care a întemeiat ansamblul Izvoraș, o învață să iubească limba română. Așadar, doamnelor și domnilor, iată, o învață cu mâna din milise, în aplauzele dumneavoastră, Victoria Costinean și ansamblul Izvoraș! Aplauze.